Bună ziua! Vă urez bine ați venit la o nouă întâlnire cu artistul Dumitru Bezem. N-a fost ieri în ziua de Sfânt Paraschivă, nu va fi pe 23, iată că e pe 15 octombrie vernisajul cu care ne-a obișnuit de atâția ani Dumitru Bezem în a doua parte a lunii octombrie. Dați-mi voi ca în numele colegilor din filiala Neamța Uniunii Artiștilor Plastici să îi urez mulți ani pentru apropiata zi de apropiată aniversare, precum și de ziua numelui. Iar sigur că dumneavoastră vă veți face datoria personală. De asta nu vorbesc în numele dumneavoastră. Despre artist și lucrările sale va vorbi criticul de artă Lucian Stroichi, care de fiecare dată găsește lucruri noi în creația lui Dumitru Bezem. Altă dată am făcut, imprudența să spun, de data asta ce o să mai spuneți? Ia să vedem. Și au fost, sigur, lucruri cu care ne-a surprins și probabil la fel o să se întâmple și de data aceasta. Da. În cazul lui Dumitru Bezem, lucrurile par clare. Există câteva linii de forță, câteva metafore obsedante, câteva tinzând spre mituri personale, și aș aminti în primul rând Vatra, și chiar aici avem câteva reprezentări, apoi Sfinții dintre oameni, și avem un demn reprezentant acolo, apoi florile pe care le iubește fără rezerve, fie că e vorba de stânjenii care l-au făcut celebri. Se vorbește chiar de stânjenei de Bezem, ceea ce e foarte bine, macii, trandafirii galbeni, apoi turlele de biserici și mai ales casele, în înțelesul de acasă, case aparent modeste, dar care pot adăposti oricând un suflet, ceea ce este esențial. Sigur că de fiecare dată, așa cum spunea și Ștefan Potop, trebuie să căutăm noul, noutatea. Și pentru asta ne trezește un cocoș care bănuiesc că va fi pus în camera Mihaelei ca să se arate cine e cocoșul în casa lor. Riscant. Evident, e o glumă. E riscant. Așa. Apoi impresionează o călătorie, aș spune eu, inițiatică în zona Argeșului, deci nu mai suntem în zona Sighișoarei sau în zona Neamțului, ci ajungem la cele mănăstiri rupestre, și aici avem exemplu unui Nămoești foarte bine realizat. De fapt, sunt numai puțin de 5 asemenea mănăstiri, cum e și Colții, și unde apare Corbul, sigur, și altele. Dar aș spune că e și o schimbare de ton, de cromatică. Multă vreme Dumitru Bezem era indiferent la anotimp. Picta cu egală fervoare primăvara, pe care o surprindea admirabil, vara, și găsim și aici suficiente tablouri cu vara, dar mi se pare că de data asta se
a devenit mai melancolic, fără să fie tomnatic, iubește mai mult toamna, iarna e aproape cu desăvârșire scoasă din sfera de preocupări. Deci toamna cu mestecini, toamna cu fagi, toamna cu copaci care mai de care mai ars în ghilimele. Ar mai fi ceva, iată, tot am sărbătorit recent 200 de ani de Moulin Rouge și găsim câteva tablouri, evident cu emblema Parisului, care nu poate fi alta decât Tour Eiffel. Sunt câteva tablouri cu această emblemă a Parisului, tabloul din 63, ca să zicem așa, acest tablou. Sigur, de fiecare dată, Dumitru Bezem, încălzind peisajul, de data asta, răceala metalului cu un cuplu, fie aflat sub o umbrelă, chiar dacă plouă, sau dimpotrivă aflați într-un joc presupus erotic. În fine, ar mai fi de spus, privindu-i expoziția, că după știința mea e prima dată când expune grafică și în orice grafică cu tablouri în ulei pe pânză sau pe carton, e vorba de cele două tablouri cu I, dacă vreți, o replică la celebra, la bluzul rumen al lui Matisse. E aceeași desfășurare, e de fapt un întreg alfabet ascuns printre acele cusături și Dumitru Bezem nu mai are nevoie de culoare pentru a descoperi valorile autentice ale folclorului, ale feminității și așa mai departe. Dar spuneam că întotdeauna artistul, ca orice artist veritabil, ne pregătește capcane. Să luăm această Veneție, probabil, aflată nu ca în tablourile lui Dărescu sau Baba, cu niște construcții ferme, cu jocul acela de roșu venețian, foarte ușor de recunoscut, ci mult mai neclare, cu clădiri care par a se prăbuși, deci nimic din eleganța Veneției, ci o Veneție mult mai dramatică, în care canalele par a fi înlocuite chiar de apa mării. Nu aș vrea să anticipez, nu cred că artistul s-a gândit la vorba lui Eminescu, la falnica Veneției care se stinge, dar cert e că este o Veneție mai puțin obișnuită. În ceea ce privește, să spunem, pictura urbană, cum ar fi Sighișoara, care rămâne pentru el o obsesie, au rămas acele arce romane care dau până la urmă în gotic și o anumită abilitate în a obține perspectiva prin culoare, lucru cu totul remarcabil. Evident, găsim în expoziție, printre cele 64 de lucrări, dacă am numărat bine, nu știu dacă așa, că și aici e vorba de niște raporturi canonice. Până la urmă, 4 e cifra perfecțiunii și dacă luăm 4 ori 4 ori 4, deci de 3 ori o triplă inițiere, care iarăși ne duce undeva, deci categorică, este o expoziție foarte puternică. Să mai reținem câteva din jocurile pe care ni le propune. Vedeți, până la urmă, e vorba de obiecte, nu numai obiecte simbolice, care ne marchează într-un fel viața. Primisem recent o imagine care m-a amuzat și care spunea că, de fapt, viața noastră este între
5 sticle. Prima e sticla cu suzeta pe care o ia cel mic, ulterior vine Coca-Cola sau, mă rog, o băutură non-alcoolică, urmează vinul sau whisky pentru a se ajunge la apa minerală și în fine, dacă vreți, apa sau lichidul din perfuzii. Deci cele 5 sticle ale omului. Uitați-vă la acel tablou în care găsim, dacă vreți, foarte multe din aspectele vieții, încercând de la acel ardei. Tot recent am găsit un poem superb despre ardei ca simbol al vieții. Apoi o pasăre moarte, dar moare frumos, moare, bănuiesc că e vorba de un fazan, o pasăre colorată, lămâia, care iarăși un simbol ambivalent pentru că este acră, dar în același timp generează viața, generează plăceri, sticla de vin cu aceeași funcție, râșnița, care iarăși macină timpul, dar și alte lucruri și așa mai departe, acel pămătuf care poate să fie de busuioc sau de cimbru. Deci fiecare element este foarte, foarte bine așezat. Același lucru e valabil, evident, și pentru vetre, unde apare acea pisică de acum tradițională, iată în două din tablouri, e prezentă, care stă cu spatele la noi, ne sfidează, amintind că, de fapt, pisica este singurul animal pe care omul nu a reușit să-l îmblânzească și că, de fapt, pisica din când în când ne îmblânzește pe noi. Evident, apare vătraiul, apar ceaunele, vasele, fructele, covorul și așa mai departe. Deci o lume întreagă concentrată, pentru că m-am întrebat adesea de unde plăcerea ochiului de a vedea picturile lui Bezem. Pentru că el reușește un lucru mai rar în pictură, și anume are relația de implozie. El strânge obiectele, nu le risipește, așa cum fac foarte mulți alți pictori. Are această nevoie de a strânge, evident, pentru noi, nu este un gest egoist, dimpotrivă. Întotdeauna vom găsi garduri și drumuri, pentru că e un joc între mărginire și nemărginire. Întotdeauna drumul duce undeva. Și dacă ne referim la mesteceni, iarăși e vorba de multe valori pe care le are mesteacănul. Rușii știu foarte bine acest lucru, consideră sanitarul pădurii. O pădure cu câțiva mesteceni nu va fi niciodată o pădure bolnavă, dar mesteacănul poate fi și o carte îngropată care, iată, e sămânța pentru viitorul mesteacăn, fiind singurul copac unde albul și negru se joacă foarte bine ca rândurile dintr-o carte. E un copac atât de frumos încât nu mai are nevoie de fructe ca să ne corupă. Și e suficient sieș. În fine, ar trebui să vorbim foarte mult despre florile lui Bezem. Poate că punctul de plecare sunt anemonele lui Lucian. Acolo artistul, marele artist Ștefan Lucian, avusese curajul de a pune negru în locul albului, negrul însemnând suma tuturor culorilor, având curajul de a concentra exact într-o gaură neagră totul, și de aici roșu putea să-și capete independență și, mă rog, celelalte culori. Sunt rezolvări interesante în fiecare dintre aceste naturi. Nu pot să le numesc moarte nici într-un caz, statice,
mă rog, ele sunt foarte dinamice, găsiți dumneavoastră poate formula cea mai adevărată. De altfel și holurile, vasele în care se găsesc respectivele buchete de flori sunt vii și nu odată ele, sfidând acelor ori vacui, la rândul lor au pictate pe ele flori. Deci, sigur, florile, spunea cineva inspirat, sunt ochii cu care Dumnezeu, prin natură, ne privește. Eu aș spune că și relația inversă e la fel de adevărată. Noi privim natura și, până la urmă, pe Dumnezeu prin intermediul florilor. Este o relație de inerență, până la urmă. Sigur, putem spune foarte mult despre pictură, despre aniversări. Ajuns la o vârstă aproape longevivă și mai vine și Sfântul Dumitru, mai vine și o altă aniversare, dar brav, va trece peste ele, pictând, este poate pictorul care impresionează cel mai mult prin dărnicia cu care ne oferă lucrările, foarte multe. Nu îndrăznești să spun câte a pictat într-o viață și câte va mai picta de acum încolo. În orice caz, cred că și din acest punct de vedere este un campion, cel puțin pentru neamț. Ce mai putem să spunem este faptul că fiecare tablou place, are o căldură secretă, întotdeauna, chiar dacă nu e prezent galbenul crom sau galbenul citron sau ceva, se ghicește, se ascunde, dar exact ca în vitralii, dacă nu apare el direct, apare prin intermediul luminii. Dumitru Bezem este un pictor esențial. Mi-e greu să-mi imaginez ce s-ar întâmpla cu pictura nemțeană dacă ar emigra sau s-ar muta în altă parte, oricum ar suferi foarte mult. Este un reper și împreună cu Puiu Vadana alcătuiesc un tandem care stabilesc un teritoriu mitic, cel care este cel al neamțului, al ținutului de munte, îndeosebi. Asta nu înseamnă că Mitică Bezem n-a pictat ape, n-a pictat cascade, sau, dar, în general, peisajul montan este cel pe care îl îndrăgește foarte mult. Și mai e ceva, vorbeam de implozii, dar Mitică Bezem are inteligența de a rezolva și problema spațiilor infinite. Nu se teme să picteze câmpia, de pildă, dar alege unghiul potrivit încât câmpia să fie intimă cu noi, să nu poate fi văzută în superba ei desfășurare, cum e între acești magi, deci privirea noastră coboară, suntem la înălțimea ei și atunci totul devine posibil. Pentru că muntele înseamnă inițiere, înseamnă sacralitate, dar câmpia ne împinge spre eternitate, spre infinit. Cu aceste lucruri se joacă Dumitru Bezem, conștient de valoarea sa, de talentul său și, de ce n-am spune, de iubirea necondiționată pe care dumneavoastră, cei prezenți aici, i-o acordați. Și aceeași iubire vă acordă și el dumneavoastră. Mulțumesc! Vă rog să mă iertați pentru că îndrăznesc să spun și eu câteva cuvinte. Voi fi foarte scurt. Mulțumesc încă o dată lui Lucian pentru că a făcut un discurs care nu numai că mă emoționează, mă și obligă să cred că este adevărat tot ceea ce fac. E și bine ce fac. Și mulțumesc soției mele pentru că este mereu aproape de mine și m-a împins foarte mult de la spate pentru această expoziție, care de data aceasta ieșea foarte greu.
și pentru faptul că m-a dus ieri la mănăstire și astăzi mă înfățișez mai curat în fața dumneavoastră. Vreau să vă spun că eu nu știu engleză, dar am să folosesc o mică propoziție, I like my choice, adică am ales, îmi place ce am ales. Am ales pictura pentru că mi se părea un mod inteligent și, dacă vreți, foarte personal de a-mi asuma realitatea din jur. Puteam să fiu acum un bun pensionar cu bani mulți aici și la spate, pentru că eu începusem cu o școală de ofițeri unde nu eram chiar ultimul. Și am abandonat-o pentru pictură. Mi-am dorit să fiu pictor. Ce se întâmplă? Din ce spunea Lucian aici, eu îmi aleg foarte ușor motivele de pictură, pentru pictură, pentru că am considerat totdeauna că nu acesta este lucrul principal pentru un artist, ci faptul ca ceea ce face să fie, să-l reprezinte și să fie viu ceea ce realizează el. Prin culoare, cred că eu mă și definesc. Este și, în ultimă instanță, și o, ca să zic așa, un mod de a mă echilibra mental, psihic, cum vreți dumneavoastră, și de a mă pune din când în când de acord cu societatea. Spre exemplu, astăzi am avut o mare surpriză că nu a apărut nicio informație în presă despre expoziția mea, lucru care m-a deranjat, pentru că știți ce se întâmplă? Se spune că presa este câinele democrației. Ei, citeam undeva un mic, îl reproduc citatul acesta, al lui Mark Twain, care spunea: câinele, dacă nu-l hrănești, dacă câinele flămând să-l hrănești și să-l ții lângă tine, dacă nu-l hrănești, va fi indiferent sau te va mușca. Ei, am încheiat socotelile, probabil și cu presa locală. Nu este singura expoziție la care nu apare în presă niciun fel de informații. Sigur, se întâmplă multe accidente, incidente și, în fine, se scarmănă politicienii între ei, dar un act cultural, că presupun că o expoziție este un act cultural, nu vreau să ating pe nimeni, nici organizații, nici instituții, să mă ierte Dumnezeu, pentru că am spus că am fost ieri la mănăstire și m-am rugat să fiu temperat astăzi și să-mi văd de treaba mea. Asta vreau, poate o să închei cu asta. Apropo de Veneția, Veneția, uitați-vă, fiecare tablou este, constituie pentru mine o minunată priveliște, priveliște interioară, dacă vreți. Veneția aceasta este din ce, în ce mai departe de mine, pentru că n-am văzut-o. Am fost foarte aproape în Italia de ea, dar nu am văzut-o și eu o pictez, ca să nu spun după urechi, o pictez chiar după... mi se întâmplă, vă dezvălui un secret, ceea ce un artist n-ar trebui să facă, mai ales un pictor, eu pictez de multe ori ca o trilog. Poate și cu un pahar de vin sau cu o sticlă de vin, cum spunea Lucian lângă mine, dar și cu imagini pe care le-au pictat alții sau cu reproduceri, fotografii, ceea ce nu este rău pentru un artist, spun. Am foarte multe, am dosare întregi cu imagini cu Veneția, mi-au fost și servite multe dintre ele, poate chiar comandate, dar nu le-am pictat. Am pictat numai ce am gândit eu pe moment că pot să simt. Așa și cu florile. Florile zac de multe ori, cumpăr de la băbuțe, zac într-un vas, se usucă și le pictez tot așa cum le gândesc eu. Sigur că există momentul acela când emoțional, dacă vreți, mă hrănesc cu imaginea reală concretă. De altfel, aveam, când eram tânăr, eram copilandru, ca să spun așa, și când eram student, mi se părea, mă apuca într-un muzeu sau într-o expoziție,
o febrilitate, mi se părea că trebuie să mă încarc cu toată tensiunea unui tablou. Am avut de multe ori tendința chiar să pun mâna pe ele și să le iau din lucrări mai mici, bineînțeles, care s-ar fi putut pune sub haină. Dar, sigur, n-a fost posibil lucrul ăsta. Le-am pus aici și aici. Și de aceea încă mai pot să pictez. Sigur, a picta nu este un lucru ușor, a te expune un lucru cu atât mai greu, a te expune unor, să spunem, ochi care pot să devină dintr-o dată potrivnici a ceea ce faci tu. Eu sper să vă transmit cu ceea ce fac multă căldură, seninătate și echilibru. Asta e dorința mea dintotdeauna. Și sper să continui, deși pașii mei sunt mai încet acum și nu mai dă atât de mult gheș să ceva să expun. Sunt solicitat în expoziții și în afara județului, prin țară. Acum lucrez pentru Balcic, pe care l-am văzut o singură dată. Va avea loc undeva o expoziție, în fine, sunt solicitat pentru expoziția aceea. Balcicul, un loc la fel minunat, de care m-am încărcat în săptămâna sau în cele două săptămâni cât am stat acolo. Sigur, l-am vizitat de vreo două, trei ori, dar nu asta este important. Acum, ce să vă mai zic? Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de tot ce este simplu și curat. Cultura ne oferă șansa aceasta. Eu atrag încă atenția celor care vor schimbarea aceasta sau de azi, de mâine, să pună omul la locul potrivit, în cultură, în alte domenii, pentru că sărăcim pe zi ce trece, să știți. Artiștii sunt din ce în ce mai amenințați de uitare sau de neglijență. E un gând bun pe care eu îl transmit de la inimă celor care pot să vegheze și asupra unui act cultural. Să vă dea Dumnezeu sănătate!